La mine. Și aici. Puteți câteva cuvinte despre importanța zilei de astăzi și a votului dumneavoastră de astăzi? Păi, este o zi importantă pentru județul Satu Mare, pentru că astfel vom putea relua dezvoltarea județului. Eu am votat pentru ca să nu mai avem drumuri de pământ și de piatră în județul Satu Mare, toate drumurile să fie asfaltate. Am votat pentru apă și canal și gaz la toate locuințele din județul Satu Mare. Am votat pentru un sistem de educație performant, care va fi sprijinit de la județ. Am votat pentru ca tinerii sătmăreni să se întoarcă acasă, pentru locuri de muncă bine plătite, ca să fie sprijiniți tinerii fermierii, ca să fie plătită munca țăranilor, a fermierilor, legumele, fructele, carnea, să fie plătită la un preț decent. Am votat pentru ca să existe de pe aeroportul Satu Mare mult mai multe destinații de vacanță și de afaceri în Europa și în lume. Am votat pentru ca pensionarii să aibă un sprijin real din partea societății, să existe centre medico-sociale peste tot în județ, să existe centre de zi, ca să fie sprijinit cei care vor să se pensioneze, să-i putem consilia în întocmirea dosarului de pensionare. Am votat pentru ca să existe acele locuri de muncă bine plătite în noile parcuri industriale. Am votat, într-un cuvânt, pentru reluarea dezvoltării județului Satu Mare.